Dacă pe teren propriu nu au reușit să spargă gheața în acest sezon, având în vedere că a jucat un singur meci și acela cu CSM București, Handball Club Zalău a obținut ieri după amiază la Galați a doua victorie în deplasare din noua ediție de campionat. Handball Club Zalău a obținut ieri după amiază a doua victorie din actualul sezon al Ligii Naționale, câștigând cu scorul de 24-18 pe terenul echipei CSU Danubius Galați. Primele 10 minute au fost cele mai echilibrate, la finalul cărora tabela a arătat 4-4. Rob, Bloș și Tamaș au marcat de 3 ori consecutiv, reușind să ducă Zalăul la 7-4. Gazdele au revenit la un gol 6-7 în minutul 19, însă spre finalul primei părți, formația condusă de Tadi s-a desprins la 11-8. Partia a doua i-a aparținut în totalitate Zalăului. Formația de la poalele Meseșului conducea cu 17-13 în minutul 49, după care a reușit să se desprindă decisiv, ducând scorul la 21-13 în minutul 53. Gazdele au reușit să marcheze mai multe goluri decât Zalăul în final, dar diferența de scor era prea mare pentru o revenire a echipei gălățene. Și o victorie care ne-a adus 3 puncte clasament. O echipă care se consolidează, cu o echipă din Galați care se consolidează mereu, în sensul că fac transferuri, a făcut inclusiv ieri două transferuri, o macedoneancă de la Skopje și o jucătoare destul de o jucătoare bună, Chiricuță de la Ploiești. Prima repriză a fost ceva mai dificilă, repriza a doua a reușit să ne desprindem la 5 goluri, 6 goluri și victoria e benefică pentru că la Galați vor pierde. Și alte echipe sunt în un proces din asta de cum vă spuneam, de consolidare a echipei, dacă transferări permanente și ca atare ne bucură că avem plus 6 puncte toate din obținute în deplasare. Sper să ne facem cel puțin o victorie din următoarele două meciuri și ne apoi suntem în obiectivul care ne-am propus pentru aceste 5 jocuri. Cele mai bune marcatoare ale Zalăului au fost Sabine Climec și Roxana Rob, fiecare cu câte 5 reușite, iar de la gazde, macedonianca Diana Iovanoskva a marcat tot 5 goluri. În urma succesului obținut la Galați, Handball Club Zalău a urcat pe poziția 6 în Liga Națională, la egalitate de puncte cu ocupanta locului 5, Sport Club Municipal Craiova.